Mai putem crede azi, în secolul 21, că toți oamenii își au originea într-o pereche primordială, adică în Adam și Eva? Că aceștia au mâncat din fructul oprit și, prin urmare, toată rasa umană este afectată de păcatul originar, mai numit și păcat strămoșesc? Oare nu ne afectează această doctrină demnitatea, declarându-ne defecți din naștere, fără a avea nicio vină personală? Evident, ne întâlnim aici din nou cu teoria evoluției, care afirmă că oamenii au apărut în câteva variante distincte, între care Homo sapiens a ajuns să se impună, și astfel nu putem să mai acceptăm ideea unei singure perechi de oameni ca strămoși ai miliardelor care există astăzi pe pământ. Mai are șanse viziunea creștină să aducă un răspuns coerent în această chestiune? Adică putem împăca ceea ce spune antropologia, adică știința fosilelor, despre hominizi, cu ceea ce teologia creștină numește păcatul originar? Și apoi, ce este păcatul? Oare n-ar trebui să mai ieșim puțin dintr-o așa zisă mentalitate a evului mediu și să ne mai relaxăm puțin cu privire la așa zisa gravitate a păcatului? Adică să recunoaștem că a greși este omenește și că greșelile noastre ar trebui trecute mai ușor cu vederea, fără să mai facem atât caz cu spovada și canoanele aferente. Să nu mai vorbim de păcate, ci doar de greșeli minore și nici de iad. În fond, ce poate fi mai inuman decât să credem că există o condamnare veșnică a cuiva pentru greșeli banale sau pentru situații de viață devenite deja normale în ziua de astăzi, precum concubinajul sau avortul? La asemenea întrebări, încercăm să găsim un răspuns în acest episod, dar nu înainte de a începe cu semnul Sfintei Cruci. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Conținutul acestui episod se leagă direct de ceea ce am spus în episodul 2 despre natura umană, cu episodul anterior, numărul 21, despre răul în lumea nevăzută, dar și cu ceea ce am spus deja despre natura păcatului în episodul 13, despre relația cu Islamul. Așadar, vă îndemn să vedeți măcar episoadele 2 și 21 înainte de acesta. În episodul anterior am văzut în ce constă căderea îngerilor. Țineți minte de acolo că Satana și îngerii nevrednici au respins modul în care trebuiau să-și dobândească desăvârșirea, căutând-o în alt mod decât în cel stabilit de Dumnezeu. Iar din episodul 2 să ne amintim că omul a fost creat cu o dimensiune fizică, adică corpul acesta material, și una imaterială, care e sufletul. Am spus acolo că trebuie să respingem două extreme în înțelegerea naturii umane, atât fizicalismul, conform căruia avem o natură strict materială, cât și dualismul, care afirmă că sufletul e prizonier în acest corp și trebuie să se elibereze din el cu orice preț. Deci nu faptul că avem un corp material constituie esența răului. Cronologic, să zicem așa, omul e creat după ce a avut loc căderea îngerilor. Deci a fost creat într-un context în care exista deja răul în lumea angelică. În primul capitol din Biblie, vedem că Dumnezeu a spus, citez:
să-l facem pe om după chipul și asemănarea noastră și să stăpânească peste peștii mării și peste păsările cerului, peste animale, peste tot pământul și peste toate reptilele care se tărăsc pe pământ. Și l-a creat Dumnezeu pe om după chipul său. După chipul lui Dumnezeu l-a creat, bărbat și femeie i-a creat. Iar în capitolul 2 se adaugă: Domnul Dumnezeu l-a plăsmuit pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul a devenit ființă vie. Despre ce este chipul și asemănarea am vorbit deja în episodul 2. Acum vreau să corelez ceea ce ne spune Scriptura despre creația omului cu unele încercări de a armoniza episodul creației cu teoria evoluției, de care am vorbit deja în episodul 6. Există cel puțin 3 feluri în care învățătura creștină despre creația omului se raportează la teoria evoluției. Primul nu le armonizează deloc, afirmând că teoria evoluției nu își are rostul și locul în lumea creată de un Dumnezeu atotputernic, care le ține pe toate în ființă prin providența sa. El nu a avut nevoie de instrumente ajutătoare pentru a ne crea, iar teoria evoluției e doar o ipoteză lansată de cei care vor să explice lumea și existența noastră într-un mod care să-l excludă pe Dumnezeu. Pe scurt, cam asta am spus în finalul episodului 6. În acest context, toate fosilele de hominizi care sunt numite de evoluționiști drept etape intermediare în evoluția omului nu sunt decât alte specii create de Dumnezeu care au dispărut, despre care nu știm nimic concret și despre care nu trebuie să speculăm că ar fi strămoșii noștri. A doua teorie este că Dumnezeu ar fi creat lumea ființelor vii folosindu-se de evoluție, adică ar fi imprimat El direcția pe care a urmat-o evoluția. Așa că, la un moment dat, în urmă cu vreo 100.000 de ani, existau pe lume hominizi, adică mamifere asemănătoare omului modern, cărora le lipsea însă facultatea intelectivă și volitivă a sufletului. Cu alte cuvinte, erau niște maimuțe ajunse la apogeul evoluției. Anatomic semănau cu noi, dar nu erau încă oameni înzestrați cu un suflet rațional. Conform acestui scenariu, Dumnezeu ar fi luat o pereche din această specie, apărută în urma evoluției, și a însuflețit-o, adică le-a suflat în nări suflare de viață, după cum se spune în Geneza 2. Teoria se numește monogenism, pentru că admite că tot restul oamenilor provin din această pereche și urmașii lor. Această pereche primordială ar fi fost Adam și Eva. Apoi copiii lor, Cain, Set și toți cei pomeniți în Geneza 5:3, ar fi continuat să procreeze cu femei existente deja pe lume, anatomic oameni, dar din afara familiei, după cum erau Adam și Eva înainte de a fi ridicați la rang de persoane însuflețite. Și de aici a provenit Homo sapiens, care s-ar fi răspândit pe întregul pământ. Atât prima, cât și această a doua variantă, ambele poartă numele de monogenism, pentru că stabilesc originea întregii rase umane înzestrate cu suflet rațional într-un singur cuplu. O a treia variantă, și mai revoluționară,
afirmă că o întreagă comunitate de ființe apărute prin evoluție ar fi fost însuflețite de Dumnezeu. Iar această comunitate ar fi fost ceea ce Biblia îi numește în mod simbolic pe Adam și Eva. Adam înseamnă om, deci mai mult decât bărbat sau chiar pământ. Iar Eva înseamnă viață. Deci Adam și Eva ar fi simboluri pentru o comunitate primordială. Conform acestui al treilea scenariu, toată această comunitate s-a întors împotriva lui Dumnezeu și această revoltă colectivă ar fi fost păcatul originar. Teoria aceasta e numită poligenism, pentru că susține că avem mai mulți strămoși ai speciei noastre. O așa zisă confirmare a unei mutații bruște survenite în evoluția omului, corespunzătoare însuflețirii unei anumite perechi, ar fi apariția bruscă în istoria omenirii a uneltelor, a îmblânzirii animalelor și a agriculturii. În episodul 6 am spus deja că dacă admitem că omul a apărut pe calea evoluției sau în această teorie poligenistă, apare o mare problemă de ordin teologic, adică se contrazice dogma păcatului originar. Puteți urmări pe YouTube o dezbatere între un celebru ateu militant pe nume Richard Dawkins și un cardinal australian bine cunoscut și el, avut loc în 2012, în care moderatorul întreabă dacă a existat cu adevărat o grădină a Edenului și un Adam și o Evă, la care cardinalul răspunde: ce pot reprezenta Adam și Eva? Pământul și viața, toți oamenii. Este o mitologie frumoasă, sofisticată, neștiințifică, pusă acolo în Geneza ca să ne spună trei lucruri: că Dumnezeu a creat lumea, că cel mai semnificativ lucru din univers sunt oamenii, și ni se oferă o mitologie sofisticată pentru a încerca să se explice răul și suferința în lume. La care moderatorul insistă: deci nu e un adevăr literal, nu trebuie văzut ca istorie episodul din Eden. Iar cardinalul răspunde: sigur că nu e un adevăr științific, ci o teorie religioasă pentru scopuri religioase. După care intervine Dawkins, prinzând momentul, și spune: sunt curios să aflu, dacă Adam și Eva n-au existat, de unde vine păcatul originar? La care cardinalul nu poate decât să bată câmpii și să schimbe subiectul. Așadar, atenție la compromisurile care le facem cu lumea seculară, în dorința de a ne prezenta credința într-un mod cât mai atractiv. Odată ce facem rabat de la o învățătură de credință, toate se vor duce pe râpă. În cazul acesta, dacă dorim să dăm o formă mai științifică episodului din Eden, prima învățătură creștină care trebuie abandonată este necesitatea botezului. Și acum, întorcându-ne la ce au crezut creștinii din totdeauna, aș vrea să înțelegem ce este păcatul originar. Și vă invit să urmărim relatarea din Geneza, capitolul 2. Domnul Dumnezeu l-a luat pe om și l-a pus în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Și Domnul Dumnezeu i-a poruncit omului zicând: din toți pomii grădinii poți mânca,
însă din pomul cunoașterii binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri. Apoi Dumnezeu o face pe Eva din coasta lui Adam și apare un personaj pe care îl cunoaștem deja din episodul anterior, Satana în chipul șarpelui. Citez mai departe. Șarpele era cel mai viclean dintre toate animalele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Și a zis către femeie, a spus cu adevărat Dumnezeu să nu mâncați din niciun pom din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din roadele pomilor din grădină? Numai din rodul pomului din mijlocul grădinii, a zis Dumnezeu, să nu mâncați din el, nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Și șarpele a zis către femeie, nici de cum nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Și femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut ochilor și că pomul era de dorit, ca unul care dă înțelepciune, și a luat din rodul lui și a mâncat și a dat și bărbatului care era cu ea și a mâncat și el. Și li s-au deschis ochii amândurora și au cunoscut că erau goi. Așadar, omul a fost ispitit să urmeze aceeași cale pe care a încercat-o Satana, de a-și dobândi desăvârșirea pe altă cale decât cea deschisă de Dumnezeu. Șarpele a sugerat că Dumnezeu este rău, că îi oprește omului cunoașterea, că Dumnezeu vrea să-l țină în ignoranță, pe când el, Satana, îi lasă deschise toate căile, iar rezultatul nu poate fi decât cunoașterea supremă. Ceea ce a descoperit însă omul urmărind ispita Satanei nu a fost ce i s-a promis, ci o stare anormală în creația lui Dumnezeu, o stare de separare de el numită păcat. Oare nu suntem toți supuși acestei ispite? Că tu ți ești singur suficient, că poți totul prin puterea ta. N-ai nevoie de nimeni care să-ți spună ce e bine și ce e rău. Ce să mai ascultăm de biserica asta învechită, de popi? Că ei sunt rămași în evul mediu, așa că noi stabilim fiecare ce e bine pentru noi, astăzi, aici și acum. Adică ceea ce ne place și ne face să ne simțim bine. Adică eu îmi stabilesc semnificația vieții, nu Dumnezeu, eu sunt centrul universului, eu și iarăși eu. E treaba mea ce definesc ca fiind rău sau bine. Așadar, nu e nimic nou sub soare, doar formulările ispitei din Geneza 3 diferă. Totuși, în calitate de creator al nostru, Dumnezeu e singurul care poate stabili care e binele pe care trebuie să-l urmăm, deci nu putem rescrie noi legile creației. Ori le urmăm, ori vom urma consecințele neascultării noastre. De aici izvorăște toată mizeria umană, din acest act de răzvrătire inițial numit păcat originar. În catechism ni se spune, citez, istoria căderii din Geneza 3 folosește un limbaj metaforic, însă ea ilustrează un eveniment primordial, un fapt care a avut loc la începutul istoriei omului. Revelația ne dă certitudinea de credință că întreaga istorie umană este marcată de greșeala originară, liber comisă de primii noștri părinți. Rezultatul rebeliunii primilor oameni este faptul că întreaga natură umană a tuturor descendenților lor a fost afectată. Această afectare
transmisă nouă e numită păcat originar. În catehism citim: cedând în fața ispititorului, Adam și Eva săvârșesc un păcat personal. Însă acest păcat afectează natura umană pe care ei o vor transmite într-o condiție decăzută. E un păcat ce se va transmite prin propagare la toată omenirea, adică prin transmiterea unei naturi umane private de sfințenia și de dreptatea de la început. Avem mai multe citate din catehism în acest episod, dar să știți că toate sunt importante. Conform învățăturii de credință creștine, rezultatul acestei stări căzute a naturii umane este moartea. Catehismul ne spune: armonia în care erau, datorată dreptății de la început, este distrusă. Stăpânirea facultăților spirituale ale sufletului asupra trupului este nimicită. Unirea dintre bărbat și femeie este supusă tensiunilor. Relațiile lor vor fi marcate de poftă și tendința de dominare. Armonia cu creația este ruptă. Creația vizibilă a devenit pentru om străină și ostilă. Din cauza omului, făptura e supusă deșertăciunii. În sfârșit, consecința vestită în mod explicit pentru ipoteza neascultării se va înfăptui. Omul se va întoarce în țărâna din care a fost luat. Moartea își face intrarea în istoria omenirii. Lămuriri suplimentare despre efectele păcatului originar putem găsi la Sfântul Toma, în cartea sa Întrebări disputate despre rău. Întrebarea 4. Voi parafraza lunga discuție de acolo, spunând că, potrivit dreptății originare avute de natura umană înainte de cădere, puterile superioare ale sufletului, adică puterea rațională și cea volitivă, erau conectate cu Dumnezeu în mod perfect și comandau puterea senzitivă, păstrând prin harul lui Dumnezeu corpul incoruptibil. Omul trebuia să persevereze în starea harică în care a fost creat și doar astfel putea să-și atingă desăvârșirea. În acea stare harică putea rămâne nemuritor deși avea un corp fizic. Având o natură compusă din corp material și suflet imaterial, partea materială trebuie să fie corect ordonată pentru a permite intelectului contemplarea lui Dumnezeu. Adică situarea într-o relație personală desăvârșită cu El. Dacă partea materială și puterea senzitivă nu mai sunt supuse intelectului, deci dacă se pierde o rânduire corectă a naturii umane, intelectul nu mai poate atinge starea de contemplație, pentru că lipsește suportul părții inferioare a naturii umane. Și reciproca e valabilă. Doar dacă mintea e complet supusă lui Dumnezeu, puterea senzitivă și corpul ar fi complet supuse intelectului și rațiunea nu ar fi împiedicată spre contemplație. Păcatul originar desface această orânduire corectă a naturii umane, adică puterea senzitivă își ia ca obiect corpul și plăcerile simțurilor, intelectul își pierde starea de contemplație și corpul devine muritor. Aceasta e starea în care ne naștem și noua normalitate în care trăim fiecare. Conform Sfântului Toma, botezul reface unitatea intelectului cu Dumnezeu, dar nu reface distorsiunea în care a căzut puterea senzitivă și nu dă sufletului puterea de a împiedica coruperea corpului.
Așadar, după botez rămân atât necesitatea morții, cât și concupiscența, adică aplecarea spre plăcerile corpului. Deci, păcatul originar nu e un păcat personal, ci o stare moștenită care ne afectează pe toți. E ca și cum ne-am naște cu spatele la Dumnezeu ca stare, iar această stare de a fi cu spatele la Dumnezeu ne împinge în păcate personale. Aș vrea să ilustrez acest lucru. Să zicem că îl reprezint pe aici pe Dumnezeu și aici pe mine, păcătosul, sub forma acestui cavaler ninja. Deci mă nasc cu spatele la Dumnezeu, dar prin botez mă întorc cu fața spre El și primesc puterea de a învinge pornirile mele rele, adică primesc har sfințitor. Totuși am libertatea să mă întorc din nou cu spatele la El prin noi păcate. Deci dacă mint, fur sau mă destrăbălez, fac pași în depărtare de Dumnezeu. Iar prin pocăință și spovadă mă întorc din nou spre El. Prin credință și fapte bune mă apropii de El, iar acest ciclu de apropiere și depărtare se repetă toată viața. Ideal e să rărim tot mai mult aceste întoarceri cu spatele la El. Ferice de cei pe care moartea îi găsește cu fața spre Dumnezeu, făcând voia sa. Și nu întorci cu spatele spre El, căci vor rămâne așa în eternitate. Sper că ați înțeles diferența dintre păcatul originar și păcatele personale. Despre păcatele ce le facem în mod individual, adică păcatele personale, Catehismul ne spune, citez: păcatul este o greșeală împotriva rațiunii, a adevărului, a conștiinței drepte, este o încălcare a iubirii adevărate împotriva lui Dumnezeu și împotriva aproapelui din cauza unei alipiri strâmbe față de anumite lucruri. El rănește natura omului și lovește în solidaritatea umană. A fost definit ca un cuvânt, un act sau o dorință contrare legii veșnice. De aceea mărturisim la liturghie că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Există trei surse prin care vine ispita. Prima e, desigur, satana și demonii, care au dobândit o oarecare dominație asupra omului. Satana este numit de către Iisus conducătorul acestei lumi în Ioan 12, ucigaș de oameni de la început în Ioan 8, iar de către apostolul Paul, Dumnezeul veacului acestuia în 2 Corinteni 4:4. A doua sursă e ceea ce Biblia numește în mod generic lumea, adică ceilalți oameni supuși păcatului. Iar al treilea e firea noastră căzută, care alimentează poftele noastre. În contextul în care vorbim despre natura răului, începând cu episodul 20, aici suntem în momentul în care trebuie să recunoaștem cauza răului ca fiind păcatul, atât în lumea nevăzută, de care am vorbit în episodul anterior, cât și în păcatele noastre personale. În privința păcatelor pe care le facem noi, există două dimensiuni de care trebuie să ținem cont în înțelegerea naturii răului. Pe de o parte avem vina păcatului, iar pe de altă parte efectul păcatului. Ambele sunt aspecte ale răului. Vina păcatului e numită în latină culpa, de unde provine cuvântul culpabil. Iar efectul păcatului e numit pena, se scrie poena. Iar de aici provin cuvintele penal, penalitate și penalizare.
Diferența dintre ele e cea dintre răul voit și inițiat de cineva și răul suferit ca urmare a celui voit. Primul e cauza, al doilea e efectul păcatului. Spre exemplu, dacă vă fur 100 de lei, sau hai să zicem mai bine 1000 de lei ca să percepeți mai bine ideea, actul în sine al furtului este culpa, iar efectul, adică dezordinea produsă în bugetul dumneavoastră și în relația dintre noi, este pena. De la pena vine și cuvântul pedeapsă, care nu e altceva decât măsura pe care o luăm pentru a repara dezordinea creată de păcat. Deci dacă vă fur cei 1000 de lei, dumneavoastră mă puteți ierta, adică puteți anula culpa mea față de dumneavoastră. Dar pentru a repara situația, trebuie să vă dau înapoi cei 1000 de lei. Altfel mă puteți deferi justiției sau mă puteți pedepsi dumneavoastră în alt fel. Dar o pedeapsă tot trebuie aplicată, pentru că altfel, văzând că nu pățesc nimic, vă mai fur 1000 de lei sau mai mult. Deci pena este coercitivă sau vindecătoare, menită să prevină perpetuarea răului. Sper că ați înțeles diferența dintre culpa și pena. Și acum e mai ușor să înțelegem și ce se întâmplă la spovadă. Dacă vă mărturisiți păcatul, vă căiți de el și vreți din toată inima să vă îndreptați, se rezolvă culpa. Asta e ceea ce se anunță prin dezlegarea dată de preot. Dar ca să nu mai cădeți în acel păcat, preotul vă dă un canon care să rezolve problema dezordinii făcute de acel păcat în viața dumneavoastră și a altora. Cu alte cuvinte, canonul are de-a face cu pena. Dacă ați furat, nu ajunge să mărturisiți asta. Trebuie să dați înapoi ce ați furat. Asta e canonul care rezolvă pena. De ce e atât de important să rezolvăm problema păcatului nostru? Pentru că dacă suntem și rămânem producători ai răului și culpa rămâne nerezolvată, păcatul rămâne asupra noastră și ne duce în domeniile lui Azazel, după cum am spus în episodul 13. Dacă suntem suferitori ai răului, adică suferim dezordinea produsă de păcatul altei persoane sau din cauze de care nu suntem responsabili, intrăm în altă discuție pe care o începem în episodul următor. Dacă Dumnezeu îngăduie să suferim de pe urma păcatelor altora, fie că e vorba de cei din familie, de la locul de muncă sau de la autorități, El o face pentru a ne trezi la realitate, la a recunoaște nevoia noastră fundamentală de a rezolva problema păcatului și a păși pe calea sfințeniei, fără de care nimeni nu-L va vedea pe Dumnezeu, după cum spune Apostolul Petru. Nu voi relua aici ce am spus deja în episodul 13, începând cu minutul 30, cu privire la natura păcatului ca o adevărată creație a noastră care nu poate fi distrusă, ci doar mutată de pe un purtător pe altul. Cel puțin asta e imaginea care se desprinde din modul în care rezolvată problema păcatului în Vechiul Testament, în ritualul din ziua ispășirii, Yom Kippur. Găsiți întregul ritual descris în cartea Leviticului, capitolul 16. Dacă vă amintiți din episodul 13, țapul pentru Azazel lua asupra sa păcatele poporului, era dus în deșert și lăsat să moară acolo cu păcatele poporului asupra sa. Ideea transmisă prin acel ritual este că păcatele nu se uită și nu dispar, ci doar se mută de pe un purtător pe altul.
prin jertfa sa pe cruce, Iisus a luat păcatele noastre asupra Lui, după cum spune Apostolul Petru. El însuși pe lemn a purtat păcatele noastre în trupul Său, pentru ca noi, murind pentru păcate, să trăim pentru dreptate. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Iar apostolul Paul contrastează efectele păcatului lui Adam cu efectele răscumpărării prin Hristos, spunând: așadar, după cum prin greșeala unuia singur condamnarea a ajuns la toți oamenii, tot la fel, prin actul de dreptate al unuia singur, adică al lui Iisus pe cruce, a ajuns la toți oamenii justificarea care dă viață. Într-adevăr, după cum prin neascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot la fel, prin ascultarea unuia singur, cei mulți vor fi făcuți drepți. Și acum vine o precizare despre gravitatea păcatelor. Ele se împart în păcate de moarte și veniale sau lesne iertătoare. Despre păcatul de moarte ni se spune, citez: păcatul de moarte nimicește iubirea în inima omului printr-o călcare gravă a legii lui Dumnezeu. El îl îndepărtează pe om de Dumnezeu, care este scopul ultim și fericirea lui, preferându-i un bine inferior. Și iată criteriul după care, la spovadă, preotul stabilește gravitatea păcatelor noastre. Pentru ca un păcat să fie de moarte, sunt cerute simultan trei condiții. Este păcat de moarte orice păcat care are drept obiect o materie gravă și care este săvârșit cu conștiință deplină și cu consimțământ deliberat. Adică păcatul e grav sau de moarte dacă materia sa încalcă evident porunca lui Dumnezeu, omul e conștient de asta și se complace în acel gând, cuvânt, faptă sau omisiune. De exemplu, în cazul concubinajului, materia păcatului o constituie relațiile intime în afara căsătoriei, iar gravitatea vine din faptul că cei implicați sunt conștienți de acest fapt și doresc să rămână așa. Rămânerea voluntară și conștientă în păcat ne desprinde definitiv de Dumnezeu la moarte. Când rămânem fixați în poziția pe care am cultivat-o față de Dumnezeu în timpul vieții pământești. Și aici vreau să citez un articol important din Catehism, care explică efectul păcatului mai bine decât aș putea eu. Citez: păcatul de moarte este o posibilitate radicală a libertății umane, ca și iubirea. El atrage pierderea iubirii și lipsirea de harul sfințitor, adică starea de har. Dacă nu este răscumpărat de căință și de iertare lui Dumnezeu, el produce excluderea din împărăția lui Hristos și moartea veșnică a iadului, deoarece libertatea noastră are puterea de a face alegeri definitive, fără întoarcere. După cum am spus în episodul anterior, aceasta e destinația eternă a demonilor, prin faptul că sunt ființe nemuritoare. Dar la fel de nemuritor este și sufletul omenesc, iar prin încrâncenarea sa în respingerea lui Dumnezeu, nu poate ajunge decât la aceeași destinație. Și acum vreau totuși să închei cu o încurajare, care ne vine tot din Catehism. Stă încă în voința noastră puterea de a alege calea pe care ne-o deschide Dumnezeu prin Iisus. De aceea, citez: afirmațiile Sfintei Scripturi și învățăturile biserice în ceea ce privește iadul sunt un apel la responsabilitatea cu care omul trebuie să-și folosească libertatea, având în vedere destinul său veșnic. Ele sunt în același timp un apel stăruitor la convertire. Intrați pe poarta cea strâmtă,
căci largă e poarta și lată e calea care duce la pieire și mulți sunt cei care merg pe ea, dar strâmtă e poarta și îngustă e calea care duce la viață și puțini sunt cei care o găsesc. Citat din Matei 7. Întrucât nu știm nici ziua și nici ceasul, trebuie, după sfatul Domnului, să veghem cu statornicie pentru ca, la sfârșitul unicului drum al vieții noastre pământești, să ne învrednicim să intrăm cu El la nuntă și să ne numărăm printre binecuvântații Săi și să nu auzim, ca niște servitori răi și leneși, porunca de a merge în focul veșnic, în întunericul cel mai din afară, unde va fi plâns și scrâșnirea dinților. Așa să ne ajute Dumnezeu.